Foarte important este să scoateți sunetul când căscați, pentru că acest lucru eliberează și relaxează corțile vocale. Și bine, bine, bine. Foarte bine. Ați trecut cu succes pe voi examen. După aia, vom încerca puțin să ne trezim. În urții avem înăuntru multe centre nervoase, care, în momentul când le mișcăm, intră în contact cu altele și acestea creează multă energie. Deci, ceea ce vă pun eu, care e un lucru foarte simplu, este să facem această mișcare, să ridicăm mai călcâile și scoatem cu gura închisă sunetul mânii. Da, cu tot corpul să fie relaxat, relaxați umerii, mâinile. Ca și cum ați fi de gumă. Să ne încălzim încetul cu încetul corzile vocale. Să nu le crispăm sau să le rușim. E de la ha, de la șoaptă, din ce în ce în ce mai mult, astfel că corzile se pot obișnui cu puterea strigătului. Când ajungem la maximum, nu încercați să dați ultimul strigăt mai puternic. Exact la unde am ajuns, da? Deci, stăm relaxați și începem din șoaptă. Face înapoi ceea ce a primit și inventează un nou sunet cu o nouă grimasă în partea cealaltă. O să vedem cum reușim. Deci, fără a atinge pe nimeni.
A încercat să nu ating femeia și la început vă faceți într-o mișcare destul de lent. Adică la un ritm de genul ăsta, nu mai repede decât atât. Deci la semnalul meu, toți pleacă în altă parte, dar foarte important, să încercăm să păstrăm această formă de elipsă. Fără să atingem pe nimeni. Așa. Și... Da. Ne aranjăm. Perfect. Același lucru de două ori mai repede. Fără să ne atingem pe nimeni. Ok. Iar ultima oară, de două ori și mai repede. Fără să ne atingem pe nimeni. Perfect. Această rătătură se va produce în cercul de energie.